Bun găsit! Eu sunt Eli și te invit să citești textul Fluturele albastru. Oprește filmulețul și citește prima parte a întâmplării. Pune filmul pe pauză și citește continuarea întâmplării. Citește finalul întâmplării. Oprește filmulețul. Următorul exercițiu îți propune să completezi enunțurile. Poți opri filmulețul. Pune filmul pe pauză și citește sugestiile mele de răspunsuri. Discută de asemenea cu colegii și învățătorul clasei. Ce a dovedit înțeleptul când i-a răspuns fetei că fluturele depinde de ea? Care crezi că este învățătura povestirii? Oprește filmulețul și discută împreună cu colegii. Tatăl, fata care a ascuns fluturele albastru în palmă și înțeleptul, se pregătesc să plece într-o călătorie. Pune în valiza fiecărui personaj însușirile potrivite. Le poți alege de pe post-it, dar poți adăuga chiar tu însuți alte însușiri. Te invit de asemenea să realizezi împreună cu colegul de bancă un desen care să ilustreze întâmplarea citită. Oprește filmulețul. Povestește pe scurt o întâmplare în care ai vrut să păcălești o altă persoană. Ai reușit? Ce s-a întâmplat? Oprește filmulețul și povestește. Pe curând!